Salutare tubi, eu sunt Cristi și astăzi revin cu încă un episod în care deschidem cutiuțe în League of Legends. Încă sună aiurea după atâta timp să spun că deschidem cutii în League of Legends, știți voi ce se chestii. Dar aceste episoade am văzut că sunt destul de apreciate, adică foarte apreciate. Și am zis, băi, hai să mai fac încă unul și vedem. Dacă prinde oricum nu fac așa foarte des, fac din când în când pot. Dacă strângem și la acest episod o grămadă de like-uri, cum am strâns la ultimul, nu știu cum am strâns la ultimul, oricum am strâns destul de multe like-uri. Dacă și acest episod o să fie apreciat, o să mai facem episoade de genul în care pur și simplu eu îmi pierd banii. Am aici 21 de cutii, dar mă rog, 16 cheițe avem doar, așa că o să deschidem 16 cutii, logic, că nu putem mai mult. Hai să vedem ce ne pică. Eu sper... De fapt, stați. Nu pot să le deschid pe astea întâi. Ba da. Vreau să le deschid pe astea. Hai cu Udyr! Adică skin-ul ăla pe Udyr. Și avem 150 de esență și fiți atenți că e un skin ward. Sau iconiță, da, shit. Exact ce voiam, iconițe. Exact pe asta mi-a și rosit banii. Oh, dar e ok. Jarvan. Oh, deci mai am nevoie de 8 campioni și el de campion. Deci nu zău, mai am nevoie doar de 8 campioni și am pe toți. Deci asta e a treia deja. Și deja suntem... Viking Tryndamere, for fuck's sake. Ok, parcă am ceva skin la Tryndamere, nu sunt sigur. Nu știu dacă pe contul ăsta sau pe contul celălalt. În fine. Yo, Master, yo, come on, mate, haide. Chiar vrei să-mi dai skin-uri așa de nașpa? Mă rog, oricum avem două skin-uri, adică am două skin-uri aici pe care vreau să le deblochez și... Ai, să-mi bag. Băi, deci ce naibie e pe asta? Deci ce cea mai ghinionist? Uitați-vă. 750. Îl am. Deci poate să pici skin-uri pe care... De fapt, asta e, poate să pici skin-uri pe care le-ai logic, lol, what the fuck. Și campioni, am pe ăștia. Mă rog, în fine. Îl am. De fapt, nu îl am, dar... 520 vorba să-i cât e dragul să fac cu el. Open, mă rog, hai să-l am așa. Vedeți și voi pe ce-mi pierd eu banii. Dacă... Dacă nu-mi pică un Udyr Spirit Guard, o să-mi pară rău pentru unboxing-ul ăsta. Hai cu Spirit Guard sau măcar un Hextech Annie. Sau Forsaken Olaf, care e un skin de căcat și mai am și Brolaf. Oh, doamne, 520. Oh. Bă, ce se duc banii mei. Mai bine luam skin-ul direct. Death of the... Doar un ard, nici măcar esență. Ok. Măcar dacă am dat și mie un gemstone, ziceam și ce. Asta e cea mai proastă, brola. Îl am pe Brolaf, oricum mulțumesc mult, ești drăguț, ești drăguț, oricum cu chestia asta o să-mi fac o tonă de esență. Deci putem să deblocăm în sfârșit un Pantheon sau ceva. Ok, băi, e bun, îl iau, mulțumesc. Asta e ceva de genul după atâtea căcaturi, ești tu ceva bun acolo, mă rog, semi-bun, pentru că până la urmă o fi el, ce e ăsta, legendar? Da, legendar, o fie legendar, dar... Îl am deja. Hai să vedem, hai cu Udyr, hai cu Udyr. Yay! Un skin pe un campion pe care nu o să joc. Și e Legacy. Da, e de la Deal. Păstrez, nu știu, să văd eventual. Mega Zero Ward, mai am o dată. Iar doar Ward, nu-mi dai și mie nici măcar. O esență amărat acolo sau un gemstone. Hai un gemstone, nu pui mă pe lângă ăsta. Oh, deci nu. Hai Rito, ce-mi faci Rito? Project Leona. Ăsta e bun, ăsta e bun, ăsta o să-l păstrez. Nu știu dacă îl cumpăr, dar îl păstrez, adică momentan o să rămân acolo. E bun, e foarte bun. 1300, fai. Altor. Altor, deci nu cred așa ceva. Oh. Mai am doar două.
Mai am niște bănuți, poate mai deschidem două cutii. Păi n-am, asta e bun, am sfârșit. Dar n-am campion. Când o să am campion. Stați așa, știți ce facem? Intrăm la... Stați la shop. Unde e shop? Aici. Să luăm două cutii. Așa. Rito points. Câți bani mai avem? Nu știu, două. Hai să... Deci, mai am nevoie de 5, fix de 5 ca să mai îmi cumpăr una. Sau? Zău! Stai, am calculat eu ceva greșit, mai mult ca sigur, pe undeva. Doar două. A, nu cumpărasem ca lumea. Sinzau. Atât de mult, atât de worthy. Câți campioni am? A, super, mai deblochez doi campioni. Ei. O să mai am 6, o să mai am nevoie de 6 campioane de blocat. Ok, stați așa, dacă tot suntem pe aici, hai să facem un felul următor. Toate astea de 520 care îți dă căcat și nu merită... De fapt, stați așa. Dăm X că vreau să văd cam cât aș face, deci distinge aia foarte puțin. Reroll. Hai, ce-a bun, ce-a bun, ce-a bun. Oh, am luat skin-uri pe aici de mansătură, dar e ok. Bun, la asta dăm disenchant. Și-l cumpărăm pe ăsta, upgrade to skin permanent. Thanks, bun, avem Slayer Pantheon, Pantheon. Pe ăsta o să... Îl dezenchantez. Deci vă dați seama că ward-urile astea practic au mai multă esență decât l-am pe căcatul ăla. Și upgrade skin permanent. Ok, hai să dăm asta, că nu prea l-aș vrea. Disenchant. Și ăsta e destul de 200 și nu e rău. Și nici ăsta nu e prea bun. Disenchant. Cât mai am nevoie? De fapt, oricum, cred că 1050, perfect, upgrade. Ok, aveam skin-urile pe care le-aș fi vrut. Thank you. Și acum, hai să vedem, avem... Hai să dăm reroll la ăștia ieftini. Așa. Hai la un campion, hai la un campion bun, hai la un campion bun. De fapt, ce dracu, oricum mai sunt top, cine ar pica? Brand. Măcar dacă pica, n-am, mi se iau. Skin. Hai să ne uităm câți campioni mai am, deci champions. Mai am, not, oh, mai am. Deci stai. Stai. Ah, da, chiar bă, a apărut Aurelion solo între timp. Ups. Acum mai am 8, aveam 9. Nu contează, e bun și așa. Și da, cam asta ar fi în momentul de față. Aș putea să cumpăr încă un campion. Aș putea să mai fac ceva de genul... Stați și să vă arăt, aici aș putea, nu aici, uite aici, aș putea să mai fac un campion și după aia să mai deschid prin chestițele alea 3, dar nu are rost, am ce vreau, o să am toți campioni în curând. Da. Dar chiar, apropo, întrebare, păi ce v-a picat aici? Adică vreau să cumpăr chestia asta Samsung White Fresh. Cred că o să fie printre puținele skin-uri pentru care o să... Adică cred că o să fie singurul skin pentru care o să bag RP-uri să le iau de aici. Pentru că am aproape toate skin-urile pe 3 și mai trebuie doar un singur. Și hai să vă arăt o chestie, stai așa. Să vă arăt la Ash acum câte skin-uri am. Hai deci, asta nu l-am. 1. Ok, gata, acum e ok. 1, 2, 3. Am... 4 skin-uri pe 30. Da, 30, doamne, pe ești. Și pe 30, unde o să cumpăr Samsung White, o să am chiar toate skin-urile. Și poate vreau să fac, de fapt, vreau să fac și level
7 către. Ce ziceți? Ați vrea să fac un... Nu știu, ați vrea să mai vedeți clipuri așa cu meciuri de LOL sau montaje? Ziceți, mă, lăsați în secțiunea de comentarii. Oricum, cam asta ar fi tot pentru acest episod. Poate vedere am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu este să apăsați butonul de like. Hai cu cât mai multe. Dacă o să strângem, nu știu, 500 de like-uri, poate o să mai fac episoade de genul. Și cam asta ar fi tot. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Bye, bye.